Și tu, după un an jumate, după un an și ceva, pentru că, știți bine, procesele durează, FRF-ul i-a dat sentința cam după două luni jumate, nu e posibil. Adică de la FRF vine decizie în favoarea managerului de la Unirea Triteni și tu, ca președinte AJF de la Cluj-Napoca, nu faci nimic. Poate a fost nicio schimbare în comisia de disciplină. Trebuie să-l chem pe domnul președinte și o să-l chem, n-a fost nicio neglijență. O să elucidați acest caz. O să-l elucidăm. Dar sper, Daniele, că eu te văd un om care a făcut numai lucruri bune și faci lucruri bune, pentru că este și colegul meu aici din Sălaj, care știe situația foarte bine și cred că pot să confirm acest lucru. Acum, da. Să nu faci așa ceva pe viitor. Adică cum voi vă doriți de la noi să fim imparțiali și obiectivi, okay, așa ne dorim și când ajungi acolo ca președinte, fiecare... să nu crezi că este moșia ta acolo. Da, corect, și să nu uităm că banii la AJF vin de la echipe. Corect? Bun, dar noi avem un regulament și fiecare asociație județeană are un regulament după care disciplinar, da? Dar diferă. Fiecare județ are alt regulament. Eu chiar am insistat să fie un regulament comun pentru toate asociațiile, tot cele 42. Pun și la noi mai sunt probleme de cazul ăsta, că nu-i convine la delegatul cu tare că a primit 6 etape de suspendare, că a primit 7. Și noi avem probleme de genul ăsta. Dar nu am avut așa caz. Apropo de fotbalul din Sălaj, îl avem la telefon pe fostul finanțator a echipei din Zalău, domnul Ioan Morar, căruia îi spunem bună seara, sunteți în direct la NCN. Bună seara. Sunt alături de Eduard, colegul meu de la Ziar de Sălaj, și președintele AJF-ului din Zalău, domnul Daniel Sabău. Bună seara. Bună seara. Bună. Domnule Morar, știu că sunteți un iubitor al fotbalului de foarte mulți ani. Spuneți-mi, cum de s-a ajuns în această situație ca Zalăul să nu aibă echipă nici măcar la nivel de divizia D? Aș fi prea multe de spus, dar eu vreau să fiu cât mai scurt cu dumneavoastră. Echipa s-a desfințat anul trecut din motive financiare. Eu aveam o colaborare cu primăria Zalău, după care dânsii din campionatul trecut n-au mai vrut să financeze. Motivele sunt foarte clare, s-au urmărit alte interese. Bun, care sunt acele motive și acele interese, domnule Morar? Nu, motivația s-a pus pe că nu s-a atins obiectivul în 2015-16, noi în 2016-17 ne-am atins obiectivul ca să primim acel buget. Ați participat, din câte știu, la cele discuții între... Da, am avut discuții. Cu conducerea primăriei. Ce v-au zis? Exact. Ce v-au zis concret? Ce v-au imputat? A zis că nu se poate, că în anul 2015-16 noi ne-am clasat pe locul 13 și n-am fost în obiectivul 1-6. Despre ce sumă de bani vorbim aici, domnule Morar? Că era o sumă infimă, o sumă mică, adică pentru o echipă de Liga 3-a? Păi, v-am zis, era vorba, noi înainte de aia aveam 5 miliarde vechi, vorbim, și era vorba pentru un nou campionat cam în jur de 8-9. Bun, și vă erau suficienți să țineți echipa în Liga 3-a și să aveți pretenții la un obiectiv de... Da, cu aportul meu, cu cel 10%, putea. Că eu 10 ani de zile am avut echipă de Liga 3. Domnule Morar, din discuțiile pe care le-am avut și cu invitații mei din această seară, nu știu, trag concluzia că primăria din Zalău nu prea iubește fotbalul. Ok, iubește voleiul, bine și face să-l susțină, iubește handbalul, pentru că domnul Tadici, un antrenor de mare valoare a României, face treabă bună acolo, dar se pare că este împotriva fotbalului din Zalău. Nu, domnul Morar... Eu n-am nimic, eu iubesc și eu sportul în general, indiferent volei, domnul... handbal, fotbal, tenis, dar nu trebuie uitat și fotbalul, că și la noi în Zalău și... Domnul președinte Sabă poate confirma, sunt mulți iubitori de sport. Te rog, Daniel. Domnul Morar, Daniel Sabău sunt. Știi foarte bine că am fost de multe ori amândoi la primărie și știi foarte bine că și primăria, din discuție care le-ați avut voi, era ca următorul pas să fie promovarea în Liga 2, nu? Cu investitorii ăia de la Oradea. Tu poți să ne spui mai multe. Eu tot am insistat să rămână echipa în Liga 3-a, fiindcă se pierd 4-5 generații. Și ce s-a întâmplat atunci cu investitorii de la Oradea? Cu acei investitori, dacă tot o veni vorba de ei, eu am adus investitori pentru următorul an. Că noi atunci
ne băteam la locul 1 cu cei de la Sibiu. Care acum da, primăria a mărit bugetul, am înțeles. Poftim? Primăria a mărit bugetul, nu pentru promovare, din câte am înțeles eu. Da, pe hârtie. Dar pe lângă primării, cea că ne dă buget de 10 miliarde, plus mai veneau ăștia la alți cu o infuzie de vreo 4 miliarde, cu ce aveam noi, puteam să ținem o echipă de Liga 2 foarte ok. Domnul Morar, în următorul an promovam. Vă gândiți să reveniți în fotbal? Da, eu tot nu o să stau departe de fotbal. Indiferent, ori în alt județ, ori în altă parte, dar nu o să stau. Eu iubesc foarte mult și domnul Daniel vă poate confirma. Mai am și eu o curiozitate, domnule Morar. Ce s-a întâmplat în acele zile când FC Zalău, se vorbea de dispariția echipei FC Zalău, și în același timp se înființa un Sporting Zalău, cu un consilier local chiar de aici, de la Cluj, de la Florea. Și ca să-l completez pe colegul meu, domnul Morar, unde este în acest moment palmaresul echipei? Unde este istoricul echipei? Pentru că noi suntem obișnuiți în România, poate mai există și pe la dumneavoastră, prin Zalău, un domn Talpan, cum există în București, care să conteste absolut tot și pe mama lui, dacă se poate să o conteste. Da. Unde este în acest moment istoricul și palmaresul? Pentru că la noi în România există două echipe Steaua București, două echipe Rapid București, nu mai spun de alte lucruri. Palmaresul este la dumneavoastră și istoricul. Da, da, da. Deci înseamnă că acea echipă pe care dorește să o înființeze, acel consilier de la Florești, nu are... A înființat-o, dar nu are niciun fel de legătură cu istoria Zalăului, să înțeleg. E o echipă ca și orice, cu alți finanțatori. Și asta ar fi culmea culmilor, ca în acest moment primăria să susțină acea echipă. Adică îl avem pe domnul Morar, care ne spune acum, în acest moment, că vrea în continuare să investească, palmaresul și istoricul este la dânsul, dar totuși domnul nu se vrea. Morar, cum a ajuns? Cum a ajuns acest consilier local din Cluj tocmai la Zalău? Cine l-a adus? Domnul primar. Domnul primar Ionel Ciunt? Da, da. Am înțeles. Pe ce considerente? Da, el a zis că vrea să vină în cadrul clubului să ajute. Eu am zis că poarta, ușa e deschisă pentru fiecare dintre care vor să vină la club. Domnul Morar. Dar, din păcate, îmi pare rău că n-a fost chiar așa. Domnul Morar, din păcate nu mai avem nici noi timp. Vă mulțumim pentru intervenția telefonică și rămânem să continuăm această discuție foarte importantă pe viitor.